Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii, sunt Nicoleta Timaru, vă mulțumesc că ați ales și astăzi să rămâneți alături de mine și de invitatul meu. Vă asigur că aveți ce extrage și din emisiunea de astăzi și cu siguranță vom reuși așa să ne apropiem de sufletul dumneavoastră. A acceptat invitația noastră în studio astăzi părintele dr. Lucian Pauleț, profesor de teologie dogmatică la Institutul Teologic din Iași. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii noștri. Sunteți obișnuit cu publicul, atât cel face-to-face, cât și cel online. Aveți o experiență îndelungată și vom vorbi despre această experiență pe parcursul emisiunii, dar ca să lămurim această introducere pompoasă, cum se zice, nu? Profesor de teologie dogmatică, ce face un astfel de profesor, părinte? Ce predați, de fapt? Teologia dogmatică este domeniul acela care se ocupă cu prezentarea adevărurilor de credință. În ce credem noi? În Dumnezeu, care este Treime, în Iisus Hristos, în Maica Domnului, în biserică, în sacramentele bisericii, în problema mântuirii, îngeri, poate suna pretențios, dogmatică, sunt adevărurile de credință pe care noi le extragem din Biblie, din Revelație, și încercăm să le explicăm într-o manieră logică, științifică, după o metodă, cu obiect, cu pași exacti. Iar ca profesor expunem aceste dogme, aceste cursuri seminariștilor și studenților noștri. Aveți un doctorat în acest domeniu, un doctorat pe care l-ați făcut la Washington și vom vorbi pe parcursul emisiunii despre această perioadă din viața Sfinției voastre, dar pentru că ați zis de aceste adevăruri, Sfinția voastră prezentați niște adevăruri pe care vă bazați, pentru care aveți explicații științifice, teoretice, teologice și poate chiar din viața Sfinției voastre. Ce facem cu cei care nu cred în aceste adevăruri, părinte? Pentru că mulți spun că au credință, cred și știu aceste lucruri, dar dacă îi luăm așa ușor la bani mărunți, s-ar putea să se cam clatine, nu-i așa? Sigur, răspunsul e foarte complex pentru că include o gamă foarte mare de oameni. Eu nu prezint un adevăr al meu, este credința noastră a bisericii care se bazează, sigur folosește metoda științifică, dar pornește, se bazează pe revelații, pe ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Ce facem cu cei care nu cred? Și aici sunt diferite feluri de atei, ne spune chiar și Papa Francisc. Sunt atei care poate refuză o idee despre Dumnezeu pe care nici noi n-am știut exact cum să o prezentăm. Atunci ei în esență refuză o caricatură a lui Dumnezeu. Dar problema credinței lui, pentru că în esență la aceasta se rezumă, crede, nu crede, e o problemă la un moment dat personală. Noi avem discursuri despre credibilitatea revelației. De ce aș crede că Dumnezeu ne-a vorbit? În esență ne reducem la Iisus Hristos. Dar cum anume să abordăm această problemă, vă dați seama, nu cred că există o rețetă, pentru că fiecare om este diferit, se află într-o situație de viață diferită, vine cu o istorie personală și atunci discursul trebuie adaptat cumva la nivel personal. Putem cataloga creștin, un om care, nu știu, nu crede în Sfânta Treime, nu crede că Iisus este născut din Sfânta Fecioară Maria, este acel om creștin, dacă el, în sufletul lui, atunci când, nu știu, se raportează la divinitate, zice, da, Doamne, te rog să mă ajuți, da, Doamne, îți mulțumesc. Dar el nu crede aceste adevăruri ale bisericii, pentru că ceea ce dumneavoastră predați, de fapt, așa cum mi-a zis în introducere, sunt niște adevăruri, nu-i așa? E da. Corect să le catalogăm așa. Dar un creștin, se numește el creștin pentru că zice, am credință în Dumnezeu, dar nu cred în aceste adevăruri.
Cred că trebuie să facem o distinție între cel care este ignorant cu privire la aceste adevăruri și cel care le refuză în mod conștient. Cel care e doar ignorant, aș spune că bănuiesc că are un acces la har totuși, atât timp cât el nu pune obstacole cu mintea sa, cu intelectul și cu voința sa, harul lui atunci are acces la Dumnezeu. Cel care pune în mod conștient și voit aceste obstacole se află într-o situație dificilă. În niciun caz nu m-aș grăbi să-l trimit în iad. Ar fi o greșeală foarte mare. Aș spune că este într-o călătorie. De descoperire? De căutarea adevărului, când spun de data aceasta adevăr, mă refer la Dumnezeu însuși. Îl caută, s-ar putea, poate, nici nu-și dă seama, dar el caută și cred că sunt astfel de, să spunem, atei sinceri, binevoitori. Lor nu cred că Dumnezeu le refuză harul. Durează, e un parcurs, e un drum al credinței, cum ne învață și ca cum orice, vedem și... Exact, ca în cazul oricărui om, ca în cazul, dacă vreți, și al Sfintei Fecioare Maria, a parcurs un drum al credinței. Sunteți profesor la institut din 2018. Iată, s-au scurs niște ani, ani în care generații de studenți au trecut prin sălile de curs. Credeți că s-au schimbat generațiile de la una la alta și vorbim despre percepția pe care o au asupra adevărurilor pe care Sfinția voastră le aprofundați în cadrul cursurilor? Sunt convins că generațiile pe care le avem acum, seriile de seminariști, de studenți, sunt diferite de cum eram eu ca seminarist. Percepțiile sunt diferite, sensibilitățile sunt diferite. Am învățat în educație, am făcut pași, accesul la informație este diferit. Diferit nu înseamnă mai bun sau mai rău, să ne fie clar. Ține de modul în care ne folosim de aceste instrumente. Dar întrebarea dumneavoastră mă duce și la mai departe. Cred că există astăzi o generație, e mult mai restrâns, adică la 4 ani diferență între ei putem vorbi de generații de schimbare, nu? Diferite. Lucruri de care noi ca profesori, educatori trebuie să ținem cont. Iată, vă îngreunează misiunea acest lucru? Ne provoacă. Da. Nu este la fel, mă scoate să vorbesc în numele meu uneori din lucruri pe care poate le prezentam într-un anume fel. Și erau percepute și lămurite, nu? Da. Acum e nevoie de o căutare pentru a găsi mijloacele care ajută cel mai bine să comunicăm același adevăruri din totdeauna, dar pe care le avem. Dar sub altă formă. Da, apelând la, cum am spus, e o chestiune de pedagogie. De metodă pedagogică, până la urmă. Pentru că vorbim despre aceste adevăruri, încerc să mi-l închipui pe copilul Lucian la Bacău, nu? Născut undeva prin centrul orașului Bacău, aparținând de parohia din centru, singura de altfel, de la acea vreme timp, din oraș. Când ați auzit prima dată, părinte, de Sfânta Treime, de, nu știu, dau acest exemplu, că e cel mai la îndemână, cum a înțeles copilul Lucian că Dumnezeu e de fapt 3 în 1, că de fapt așa ni se zice din copilărie. V-ați pus întrebări în acele momente sau ați acceptat acest adevăr și efectiv ați crescut cu el și l-ați înțeles și aprofundat abia la vârsta maturității când ați studiat acest subiect?
Nu mi-amintesc exact întrebări cu privire la e doar un exemplu, dacă vă vine alt exemplu. Da, aveam de mic copil o problemă cu privind această întrebare, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Așa, nu mă simțeam mai puțin credincios că aveam că aveați această întrebare. Această întrebare. De fapt, un bun credincios își pune întrebări. Da, bineînțeles. Apropo de acest lucru, că mulțumesc pentru intervenția aceasta. Mitul acesta că biserica spune crede și nu cerceta este doar un mit, este fals. Sfântul Anselm, când dezvoltă metoda teologică, spune clar că cred pentru ca să înțeleg. Credința mă ajută în actul meu de înțelegere a adevărului revelat. Niciodată nu am spus nimănui și nici studenților mei acesta este răspunsul. Nu mai cerceta, nu mai întreba, nu mai aprofunda. Dimpotrivă, le spun, chiar ieri aveam cu anul 3, prima oră pe care am făcut-o cu ei, și la prima oră, stabilind anumite lucruri metodologice, le-am spus așa, dacă v-a trecut prin minte o întrebare, vă rog să o exprimați verbal. Ca să o lămurim, să... ca să nu rămâneți cu întrebări. Nu există limite la întrebările pe care le puteți pune. Deci este absolut normal să avem întrebări. Cum anume abordăm, cum acceptăm, de exemplu, știu eu, ce înseamnă o autoritate a Bibliei, a cuvântului lui Dumnezeu, este a doua parte a răspunsului. Dar trăiască întrebările. Și copilul Lucian a găsit răspunsul la acea întrebare? Sau? Nu cred că poate. Când erați copil, știu că erați supărat dacă mama nu vă trezea să vă duceți la slujba de la ora 6. De fiecare dată îi reproșați dacă nu vă trezea să mergeți la liturghie. De ce mergeați, părinte, la liturghie dimineața? Pentru că erați un copil. Acum eu vă zic, părinte, atunci erați Lucian. Da. Lucian, mezinul familiei, Lucian cu două surori mai mari, care nu știu dacă aveau aceeași tragere de inimă să meargă dimineața la liturghie. E drept că, nu știu să-mi explic nici acum, îmi plăcea. Apare un element pe care pot să-l exprim, să-l înțeleg acum. Era întâlnirea cu prietenii, cu colegii. Eram mulțișori, ministranți atunci. Și evident îmi plăcea să mă întâlnesc cu ei. Iar părinții vicari din vremea aceea, Dumnezeu să-i răsplătească, pe unii dintre ei Dumnezeu să-i fericească, au știut să ne adune și cred că acest lucru ajută mult, da, sunt convins, în consolidarea unei atitudini de credință. Dar în rest, da, îmi plăcea la liturghie. Putem vorbi despre o chemare oare chiar din acel timp? Aici intrăm puțin în cunoașterea providenței lui Dumnezeu și de aceea am respirat înainte de a explica, pentru că nu vreau să am pretenția că știu chiar atât de bine voința lui Dumnezeu. Totuși, cred că putem vorbi de o providență, sigur, Dumnezeu se îngrijește și probabil, sau sigur, crește acea vocație chiar anterior realizării din partea copilului. Adică eu mi-am dat seama târziu, relativ târziu, că
am această vocație de a fi preot, aveam undeva, poate prima dată mi-a trecut prin minte la 15 ani, dar am refuzat, dacă îmi scuzați comparația, am făcut ca toți profeții, am fugit în partea cealaltă. La George Bacovia ați fugit, la liceu. Da. Un liceu foarte bun din oraș, dacă nu cel mai bun și în timpurile acelea, nu? Da, era. Am fugit acolo, m-am dus acolo pentru că de acolo puteai alege orice carieră. Oriunde aș fi dorit să mă merg apoi, aveam o bază bună de pregătire în acel domeniu. Numai că, da, între timp am conștientizat ceea ce Dumnezeu pregătea pentru mine din copilărie, da, și pregătea, dacă stau și mă gândesc, pregătea prin oameni, pregătea prin familie, pregătea prin sacramente, prin biserică, da, pregătea. Și da, după clasa a 10-a, care era obligatorie, ați schimbat barca, nu? Schimbat barca cumva, deși probabil că toată acea formare umană undeva acolo a ajutat, adică... Totuși, mă gândesc în clasa 9, când v-ați dus la liceu, știu că vă plăcea mai mult matematica și nu vă plăcea zona aceasta de ortografie, de dictare, de tot ce înseamnă... Cred că, dacă îmi dați voie... Vă rog. Ortografia, gramatica mi-a plăcut pentru că era o problemă de logică. Când eram mai mic și nu înțelegeam, știu, în clasa a doua, atunci, pentru că nu fusese explicate legile gramatice, nu îmi plăceau, dar apoi îmi plăcea la nebunie. Și în acea perioadă, în clasa a doua, erați pe zona reală, pe matematică, adică da, ați fi preferat să lucrați la matematică decât să vă chinuiți cu gramatica asta. Apoi, literatura am descoperit-o mai greu, poate undeva prin clasa 10-a, așa. Într-adevăr, domeniul acesta, cum spuneam atunci, al literelor, umanist, așa, și apoi a fost această schimbare mai degrabă spre domeniu, dar când am mers la seminar, făceam cu cea mai mare plăcere temele de matematică. De care cred că nu prea aveați la seminar, nu? Aveam, dar erau mult prea simpli pentru nivelul pe care îl atinsesem eu în treapta întâi de la Bacovia. Ați zis că v-ați dus la Bacovia pentru că ați văzut așa că din acea zonă o puteți lua pe orice direcție. Da, totuși, da. În acel moment... Pe ce direcție v-ați văzut? În clasa 9. Ok, intru la liceul ăsta, îmi doresc și aș vrea să... Îmi trecea prin minte, nu aveam exact, nu mă vedeam undeva, probabil aici era influența societății, nu a familiei, pentru că ai mei nu mi-au dat o direcție. Vai, ce mult am dorit noi ca tu să... Fii doctor. Nu am auzit de la ai mei discursuri de acest gen. Probabil din societate mă închipuiam, mă vedeam cumva, dar nu am aprofundat. Vorbind de acest lucru, ai mei nu... Mama mai ales, ea îmi spunea să merg la biserică și atât. Deși în inima ei... Sigur că își dorea, dar era doar o dorință pe care nu a exprimat-o niciodată și nici indirect. Vroia să fiu creștin bun, dacă Domnul va vrea... Și-ar fi dorit. Știu că s-a rugat foarte mult pentru asta și se roagă și azi. Eu cred că mama dumneavoastră a văzut în dumneavoastră încă din copilărie că e ceva aparte, prin mici detalii, la modul că nu v-ați părât niciodată surorile.
Sau poate acel episod când s-a spart o tablă în clasă și ce ați făcut? Vai, sunteți așa de bine informată. Ce ați făcut, părinte, când s-a spart acea tablă în clasă? Haideți să le povestim celor care ne urmăresc. Da. Ca să nu ziceți că spun eu. Spuneți-mă la vas. Fiind de serviciu, cum se făcea în acel timp, erau elevii de serviciu, făceau curățenii în clasă după, mă rog, după ore, cu prietenii mei foarte buni de la vremea aceea, eram undeva, cred, în clasa 7-a, eram 83, da? Am spart tabla, era de sticlă. Colegii mi-au propus mușamalizăm să evenimentul și să... Practic erați un mic grup infracțional, așa. Așa, da, să mai și mințim după ce cam spart acea tablă și totuși cumva nu știu ce anume, dar eu am știut că trebuie să spun că eu am spart-o. Deși nu era așa. Nu? Nu erați singurul. Eu am spart-o, adică eu am spart-o cu o bilă de fier, dacă ei se jucau cu acea bilă. A fost ghinionul, practic, unul... Da, eu am luat-o pentru că ei se jucau și eu ziceam, hai să terminăm o dată de făcut curățenie, de măturat, am luat-o și am aruncat-o și din bancă a ricoșat în tablă. Prima dată ei au râs, na, aveam cât 14 ani și apoi au venit cu propuneri de minciuni ca să ieșim basma curată. Am recunoscut totuși până la urmă doamnei de sport, îmi pare așa rău că i-am uitat numele, o doamnă care m-a luat și m-a încurajat să am aceeași atitudine și în fața directorului. Domnul director Semenov, parcă, cred că a fost impresionat atunci că eu am venit și am spus că am făcut această boacănă și a spus ceva de genul, bun, vei plăti numai jumătate din daunele cauzate școlii, pentru că așa este drept, dar jumătate va plăti școala pentru că vrem să recompensăm sinceritatea și curajul. De ce lecție frumoasă de viață. Da, îmi dau seama acum cât de pedagogic a procedat domnul director. Da, da. Adică să-i spui că e greșit copilului, că există consecințe, dar în același timp să-l și încurajez pentru ceea asumare, ce... Asumare, pentru da, adevăr. Pentru asumare, da, da. Este această asumare o chestie care ne ajută în viață? Pentru că fugim de asumare, părinte, nu? Și nu atunci când spargem tabla. Fugim de asumare când spargem suflete. Fugim de asumare atunci când poate stricăm nu o zi, ci o viață lângă noi. Din comoditate, din lașitate, pe care poate nici nu o percepem, din, mai grav, din obișnuință, dintr-un fugim. Mod de viață. Da, dintr-un mod de viață, atunci e mai grav. Și, din păcate, sunt adulți care nu ajung la acea maturitate, la asumare și suferă ei în primul rând. Dar aici cred că intrăm pe un domeniu mai degrabă al psihologiei, dar am bucuria sau, dacă vreți, binecuvântarea să cunosc și oameni extrem de asumați de la care eu am învățat. Am putea lucru. Să-i numim în acest moment? Nu aș da nume, sunt cunoscuți cu siguranță prietenilor mei, dar i-aș pune pe un pedestal într-o emisiune publică, merită acest lucru, dar cred că modestia lor mai degrabă mă determină pe mine să...
simplul fapt că vă strălucesc ochii atunci când vorbiți despre ei fără să le spuneți numele, cred că e mai mult decât suficient și spune destule. Pentru că am vorbit despre asumare. Da. Ați vorbit despre asumare, un lucru care v-a ajutat. Iată un episod copilăresc, nu acela cu tabla, dar sunt convinsă că din acel moment asumarea cumva v-a însoțit pe tot parcursul vieții de până acum. Ce v-a mai însoțit, părinte? Ce v-a mai ajutat să fiți ceea ce sunteți astăzi? Ce mod de a fi? Cred că preiau, de fapt, puțin ideea din înainte. M-au ajutat foarte mult persoanele care au fost în anumite momente în viața mea, de la preoții vicari, la părintele Iardeș, la preoții profesori de la seminar, la alți oameni pe care i-am întâlnit în viață, la credincioșii pe care i-am întâlnit aici, în România, în parohiile în care am activat, și apoi și în Statele Unite. Deci, un mod de a fi, un mod de o împărtășire a greutăților, a problemelor, dar a ține aproape cu prietenii și a ține o legătură cu și mai departe cu cei cu care pe care îi întâlnești în viață și cred că te hrănești din asta, te ajută, te molipsești. Nu? Da. Te și mă lipsești la un moment dat. V-am întrebat ce v-a mai însoțit pe lângă asumare și voi completa cumva cu o descriere pe care v-a făcut-o nepotul dumneavoastră, Andrei. Spune despre dumneavoastră așa. Este calm, calculat, atent la detalii, perfecționist în tot ceea ce face, dedicat și oferă un sfat atunci când ai nevoie sau ești într-o problemă. Asta este ceea ce consideră Andrei că sunteți astăzi. Da. Ați devenit așa, în urma oamenilor pe care i-ați întâlnit, în urma experiențelor la care v-a supus viața. Vreau să ne ducem în timp, la momentul în care ați intrat în seminar. Ce vă lipsea din aceste caracteristici în acel moment? Erați calm? Aveam... nu aveam exercițiu pe care l-am acum. Aveam probabil un defect, că unul din aceste lucruri, perfecționismul, poate fi un defect, ăla îl aveam atunci la intrarea în seminar. Deci aș începe cu acest lucru. Deci v-a descris bine, nu? Da. Da, undeva cred că au fost acolo, nu m-aș opri să numesc fiecare caracteristică. Au fost undeva acolo aceste trăsături, am crescut în practicarea lor și în aprofundarea poate a unora dintre ele, da, de exemplu atenția, dar am avut o, nu știu, mi-e greu, știți, mă purtați în timp acum cât 27 plus 9, 36 de ani. Nu faceți des lucrul acesta, nu? Nu. Și de aceea, mă rog, e o sumă de emoții, de gânduri. Păi ca să vă purt și mai mult în timp, spuneți-mi, părinte, ce ați simțit în prima zi de seminar? Ce vă vine acum în minte? Tânărul student, seminaristul Lucian, a ajuns la Institutul Teologic din Iași, după ce s-a văzut orice când va termina Bacovia, nu? Dar iată, într-un seminar, pregătindu-se și luând acest anevoios drum al preoției. Am anticipat trăirea primei zile, efectiv, prin atunci când am primit răspunsul că sunt admis la seminar. O bucurie de greu de scris, o mulțumire sufletească, o pace extrem de adâncă.
Și da, bucuria faptului că am fost admis și cumva o confirmare, pentru că vedeți, aici apărea problema aceasta, dar bun, eu vreau, eu simt că aș vrea să fiu preot, dar e sigur, e de la Domnul sau e doar așa un vis al meu? Ei, de data aceasta era o confirmare, pentru că era primul pas într-un îndelung proces și sigur că îmi dădea bucurie și da, o siguranță și mai mare acest lucru. Că ați simțit cumva că v-ați găsit locul în momentul în care ați fost admis și ați intrat în seminar. Da, totuși, absolut, absolut. Pe parcursul anilor de studii au fost momente în care ați simțit că nu acela vă e locul? Nu. Nu știu câți din colegii mei pot să spună aceasta. Nu am avut, mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut niciodată dubii cu privire la faptul că am sau nu vocație. Nu înseamnă, să fim foarte atenți, nu înseamnă că am avut o atitudine de ajutați-mă, self-sufficiency, de mulțumire de sine. Nu am, nu cred, mă rog, acum e posibil să fi fost. Din moment ce nu vă amintiți o ceva, criză, o perioadă, așa e clar că nu a fost. Adică și mi-am pus tot timpul, adică îmi puneam întrebarea, Doamne, vorbeam cu Domnul, chiar vrei, chiar este așa, chiar e pentru mine, chiar. Deci eu îmi puneam această problemă, dar personal, ideea, nu, plec, îmi trebuie altceva, nu este locul meu aici, nu am. A, că au fost momente grele, da. Ca în orice. Este foarte greu, da, am strâns din dinți sau m-am așezat în genunchi sau am vorbit. Mi-ai zis mai înainte că nu vă întoarceți în trecut des, că nu aveți acest exercițiu. Mă gândesc totuși că atunci când le predați seminariștilor, nu vă vedeți în acele bănci? Nu vă amintiți de tânărul seminarist Lucian? În anumite momente, poate. Poate că da. Dar aici, nu știu, și aici mi-i cumva, am avut profesori care m-au entuziasmat. De altfel, nu cred că e un secret și de data aceasta am să dau un nume. M-au entuziasmat mai mulți profesori. Aș fi vrut, poate, în afară de dogmatică, să fac și alte poate alte domenii. Dar am făcut dogmatică pentru că am fost entuziasmat de părintele Ferenț. Îmi doresc cumva așa cu, dar parcă mi-e teamă, știți, că nu vreau să mă compar cu părintele Ferenț, dar să îmi doresc pentru să îi entuziasmez cum ne entuziasma părintele Ferenț pe noi. Acolo, da, apar aceste comparații, da, dar da. Firești până la urmă. Aș vrea să trecem oarecum mai repede peste următorii ani despre care vom vorbi, pentru că timpul emisiunii se apropie ușor-ușor de final. Ați fost hirotonit preot în 1995, ați activat ca vicar parohial la Suceava și Iași și apoi ați fost numit cancelarius. Vă spun părerea mea personală. Cancelarius este mereu un preot foarte sobru, foarte serios, e acolo, atent la episcop. Este ceea ce percepe credinciosul din biserică. Da, mai auzit. E sarcină de serviciu să fii așa sobru ca și cancelarius sau e de fapt, ești prins în ceea ce ai de făcut, în ceea ce urmează să se întâmple? Ești prins, ești atent la detalii. Deci nu pe fișa apostolului, nu râde, este serios. Nu, pentru că mi-a zis nu. Că spuneți bancuri și acum mă gândesc că nu vi s-ar fi potrivit dacă știți să spuneți bancuri. Da, nu, probabil observația vine de la momentele de
știu, de la liturgie, din cadrul liturghiilor, unde acolo, da, trebuie să fim atenți la cele sacre. Și da, asta înseamnă seriozitate. Uitați-vă la Papa Francisc, care este extrem de jovial, nu? Așa ni se cere și nouă să fim, sau, mă rog, să fim foarte serioși la liturghie și în rest să fim noi, joviale. Ați avut șansa să stați foarte mult timp aproape de preasfințitul Petru Gheorghe și în calitate de secretar și în calitate de cancelariu. Să-mi închipui că au fost ani extraordinari, ani în care v-ați îmbogățit prin... A fost o nouă școală. O nouă școală mai bună decât școala teoretică? Mă fără să fac comparații, pentru că, mă rog, comparațiile pot duce pe un drum greșit, dar a fost absolut o nouă școală, o altă școală, în care am crescut, spun eu. Dacă e să vorbim despre începuturi, aveați emoții la primele celebrări, da, aveați emoții, absolut, era... Da. S-a întâmplat să vă tremure mâna atunci când atingeați mitra sau... Nu, chiar să-mi tremure mâna, nu. Dar mi-aduc aminte că aveam, da, puțin și emoții. Emoțiile sunt în regulă. E normal să ai emoții când se consacră altarul Catedralei Romano-Catolice din Iași. Dacă nu mai ai emoții, păi atunci... există riscul celălalt. Nu ești implicat, nu ești, da, acolo, nu? Da, devine totul rutină. Dar erau preocupări și griji, asta da. Și probabil de aici și imaginea aceasta de om sobru, așa. Acelea le aveam și mi-aduc aminte, mai ales până când am devenit obișnuit cu, știu, anumite celebrări, așa, eram... foarte, foarte preocupat. Dar da. Mă gândesc așa, bine, o compar cumva pe zona mea, pe zona de jurnalism. Da. Știți, în presă se spune, nu mai e o știre când un câine mușcă un om, devine știre când omul mușcă câinele. Câine. Acum mă întreb, ați consacrat altare multe în atâția ani în care ați fost cancer. Da, bine, da. Ați asistat, da? Înțeles, da. Vă mai mișca totuși? După atâtea altare sfințite, după atâtea celebrări, reușeați încă să fiți emoționat și să vă atingă acolo la suflet acele celebrări? Aici apare... Apare rutina la un moment dat? În există orice riscul, ce faci, da. Există o rutină? Există riscul, da. De a face din rutină. Cred că găseam totuși forme de a reuși să trec peste rutina aia. Adică mi-amintesc că și ulterior când mergeam, când se încheia totul, tot ritul consacrării altarului, era acel moment când episcopul, altarul era învelit, era... împodobit cu flori, toate la locul lor și începea ofertorul, știți? Și atunci mergeam la sede, la scaunul episcopului, luam mitra și șopteam cu discreție să rutați altarul, pentru că așa prevede ritul. Abia atunci este sărutat prima dată altarul și o face episcopul și o face la ofertorul. Și da, mi-aduc aminte că gestul acela în sine, era altarul, biserica, ei sunt imagini ale bisericii ca și comunitate, iar episcopul e imaginea lui Hristos și e mereu acest simbolism al aproape, da, al unei legături de afectivitate între noi și biserică. Episcopul merge și sărută pentru prima dată altarul bisericii, de unde? De la Sarata sau de oriunde. E practic încununarea unei lungi perioade în care poate s-a construit biserica aceea, s-a muncit, au fost impedimente, a fost acea celebrare stresantă, mai ales pentru cancelarius, nu-i așa? Da. Și vine Am acel moment... Am învățat că nu era un moment, că n-au fost celebrări perfecte. De, nici nu există. Credeți Dar că există celebrări perfecte?
nu știu, poate la Vatican sau la Sanctuarul Național al Statelor Unite, unde nu observi, ochiul neantrenat cu siguranță nu vede, nicio greșeală. Dar nu cred că asta este scopul. Exact, exact. Da. După această perioadă în care ați fost cancelariu și din care am înțeles că ați învățat o sumedenie de lucruri și chiar a fost o nouă școală pentru sfinția voastră, a urmat o altă școală. Ați plecat la studii la Washington să faceți acest doctorat care astăzi vă permite, iată, să le vorbiți studenților despre adevărurile credinței. De unde această inițiativă, propunere, acest nou drum? Cum s-a născut această idee de a pleca la studii în America? Combinație de mai mulți factori. Cândva niște membri ai Conferinței Episcopale Americane au vizitat seminarul nostru, au văzut că eram foarte mulți, au oferit niște burse. Bursele acelea au fost date părintelui monseniorului Benoni Farca și mie pentru studii în Statele Unite. Domeniul mi l-am ales eu, cum vă spuneam, dogmatica, și cam asta este în mare. Sigur, trimiterea a făcut-o episcopul de la data aceea, preasfințitul Gergel, după ce s-a consultat cu profesorii de la seminar. Cam așa se lucra. A fost o schimbare grea pentru sfinția voastră? Da. Această nouă direcție, de fapt, pentru că dintr-un mediu în care deja erați obișnuit, știați acele celebrări, nu-i așa? Care la început poate erau stresante. Da. Ați luat alt drum. Despărțirea de țară, de prieteni a fost foarte grea și acomodarea cu o nouă cultură, acestea au fost grele. În rest, noi am continuat să celebrez, a durat puțin până am celebrat eu singur, până am predicat eu singur, așa, dar acolo era continuitate. Greutatea a fost în această ruptură de acasă. Și după ce s-a produs totuși această ruptură și cumva v-ați acomodat, v-ați fi văzut să rămâneți acolo pentru totdeauna, să vă continuați acolo? Nu. Niciodată. Este un secret, am avut propuneri de două ori să rămâneți acolo. Rămân acolo cu ca profesor la seminar și ca preot să activez într-o anumit dieceză, propuneri foarte serioase. Și ce v-a oprit să nu le acceptați? Nu mi-am dorit niciodată acest lucru. În plus, și foarte important, eu plecasem de aici cu o bursă pe care o primisem de la Conferința Episcopală Americană, dar cu ideea de a mă întoarce acasă și a aduce partea mea în formarea seminariștilor. Adică acesta, practic ceea ce acumulați acolo, să veniți să puneți în folosul diecezii. Ce primisem trebuia dat mai departe. Și niciodată nu mi-am dorit altceva, confortul sau altceva ce putea să mi se ofere acolo. Nu, am vrut să dau mai departe din ceea ce am primit, dar nici măcar nu m-a tentat ca să stau să analizez propunerile respective. Cât de mult v-a impresionat sau putem spune că ați trăit cumva visul american? E o sintagmă des folosită atunci când vorbim despre America și fiecare o înțelege într-un anume fel. Exact, cum ați înțeles, sfinția voastră, acest vis american? Visul american există, de obicei se referă la următorul înțeles, că un cetățean obișnuit, muncind, își poate ajunge să ducă o viață mai mult decât comodă prin munca sa. El există, eu cunosc români care și-au, bine, au plecat mai tineri, așa, dar și-au împlinit acest vis. Păi dacă e să vis, adaptăm cumva pentru un preot, nu? Un preot pleacă să-și obțină licența și doctoratul în America, dar iată, primește
această propunere, dar rămâne acolo. Ar fi fost nu cumva... V-am spus, pe mine nu m-a fascinat cu nimic acest lucru că rămân în America. Posibil, dacă vorbesc cu, știu eu, oameni în afara prietenilor, unii se mai întreabă, vai, dar de ce te-ai întors? Nu, pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Eu m-am întors ca să... De aici plecasem și vroiam să mă aduc și eu ceva comunității de la care am plecat, seminariștilor sau în oricare altă formă pe care urma să mi-o precizeze episcopul la întoarcerea mea de la studii. Acolo am avut câtva timp și bucuria de a ajuta într-o parohie care a fost apoi iarăși o altă școală. Dar când spun școală, eu nu mă refer la lucrurile de, cred că se înțelege, lucrurile de carte, da, academice, pe care nu, da. Sunt trăiri, sunt experiențe care ne îmbogățesc poate mai mult decât orice carte. Bănuiesc că la aceste aspecte vă referiți. Absolut. Dacă e să învățăm ceva de la biserica din America, școala din America, universitatea din America, ce am putea învăța? Mai avem câteva minute, vă rog, deci să nu, că știu că dacă e să vorbim despre ceea ce putem învăța, am mai putea face încă două emisiuni. De asta vă zic, cumva o sinteză. E un mod de relaționare între credincioșii între ei și credincioșii cu preotul. E diferit? În anumite situații, da. Da, este puțin diferit. Da. Nu avem timp să intrăm acolo. Deci modul de relaționare. N-ați scăpat, dar o lăsăm da, așa. Da. Da, acesta. În privința actului academic la Universitatea Catolică, iarăși, cred că e un mod de relaționare profesor-student. Diferit. Deși regulile sunt foarte clare și acolo nu înseamnă că ești chiar... prieten cu profesorul, dar ești prietenos cu profesorul, extrem de prietenos cu profesorul, da. Abordați acest tip de relație la seminar acum? Ego-ul meu îmi spune acum să răspund că da, sigur, sunt foarte prietenos. Încerc, da. Dar asta trebuie să vină natural, îți vine dintr-un și mod o ai, de-a fi, de-a... da? Sau nu, și atunci n-are rost să pretinzi, pentru că nu ți iese. Și seminariștii noștri sunt foarte inteligenți, își dau seama, cred că. Dacă aș încerca ceva ce nu e al meu, cred că și-ar da seama. Da. Părinte, n-ați vrut la un moment dat să spuneți nume, dar v-aș provoca totuși pe final de emisiune să spuneți mulțumesc astăzi cu ei mulțumiți pentru tot ce ați trăit până acum. Persoane umane? Persoane umane, da. Știu, îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Natural îmi vine episcopului Petru Gherga. Pentru școala în care am fost, la care am fost în prezența excelenței sale. Iarăși ca mod de raportare. Vedeți, parcă e un leitmotiv. Ca mod de raportare la situații, oameni și așa mai departe. Da, aș mulțumi prietenilor mei, monsignorului Benoni Farcaș, colegilor de clasă, părintele Claudiu, Egidiu, Vasile, Iosif, care ei mai cu seamă mi-au știut greutățile și frământările acolo, da, și vreau să mulțumesc unui preot, nu am avut timp, unui preot din America, are 92 de ani, este preot și psiholog și prieten și mentor, părintelui Doug Morrison, și apoi sunt atâția alți binefăcători, dar oamenii aceștia au avut influențe majore în viața mea
și neapărat și mamii mele și aș mulțumi și familiei și prietenilor laici de la care învăț și mă bucur că încă mai învăț de la ei. Pentru că sunteți profesorul adevărului, voi spune pe scurt, nu profesor de teologie dogmatică, sunteți profesorul adevărului. Spuneți-le, vă rog, în încheierea emisiunii oamenilor, în ce să creadă și ce să facă atunci când, nu că e greu, e foarte greu. Dacă ești mamă, dacă ești tată, nu-ți abandonezi niciodată copilul. Acum vorbesc direct cu ascultătorii noștri. Orice ar fi făcut. Orice ar fi făcut. Și dacă tu ca mamă și ca tată nu îți abandonezi niciodată copilul, cu atât mai mult Dumnezeu nu ne abandonează. Nu vedem atunci. Dar nu pot să mă supăr și să-i spun, Doamne, pot să mă supăr, să-i spun, Doamne, dar ajută-mă mai repede, da. Dar nu în sensul că să mă întorc împotriva lui Dumnezeu. Nu, așa cum nici copilul în mod normal nu se întoarce împotriva părinților. Părinte, mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes. Vă așteptăm peste ani să mai depănăm ce s-a mai întâmplat între acest moment și cele care vor urma. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru timp, pentru grijă cu care ați ales întrebările și pentru că m-ați ascultat și dumneavoastră și mulțumesc și ascultătorilor noștri. Mulțumesc, dragi prieteni, a fost părintele dr. Lucian Păuleț. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Nu uitați, o mamă, un tată nu își abandonează niciodată copiii. Cred că putem și noi aplica acest lucru în viața noastră și să credem în el, pentru că, iată, un adevăr rămâne un adevăr. Dumnezeu ne iubește. Vă mulțumesc! Interviul săptămânii la RCIS FM.